și măicuța lui, doamna Cristina Mareș. Să-i dea Dumnezeu noroc și fericire. Ia-o-s-o. Au nașule. Se vorbește tant în lume, se vorbește tant în lume, numai bine despre tine. Tată, și pe oriunde am fost, și pe oriunde am fost, niciunul nu vorbea prost, tată. Tată, și prin vorbe, și prin șoapte. Atențiune de la domnul Sorin Mareș pentru toți copilașii lui, pentru familia lui domnul Dan Zarafu, care e ca și familia lui, pentru Robert, pentru fiul lui domnul Pișoma și pentru toată lumea prezentă, să rămână de la domnul Sorin Mareș 10 milioane. Auzi, Răzvănică, nașule! Tată, și prin vorbe și prin șoapte, toți vorbesc că ai făcut fapte. Tată, și ți-ai câștigat core, și ți-ai câștigat core, tată, imagine și respect, tată. Și acum ce spune Răzvănică? Tatăl meu e române, ca tine am să fiu și eu. Prima dată lui Robert, 50 de euro pentru domnul Sorin Mareș, pentru nașul mare, pentru Răzvănică, domnul Pișoma, pentru Dan Zarafu și pentru toată lumea prezentă, să rămână, și pentru tăicuțul meu, pentru Ștefan de la Bărbulești, de la Robert, să rămână 50 de euro. De la nașul, de la Răzvănică. Să rămână pentru Narcis și familia mea. Să rămână, să-ți trăiască copiii. Să rămână pentru Narcis și familia mea. Să rămână și pentru tăicuțul meu, care m-a învățat numai de bine, cum spune nașul Mareș. De la mine pentru tine și pentru tăicuțul tău, sufletul tău, domnul Sorin Mareș. Încă 10 milioane de la nașul. Ia-o-s. De la micuț, pentru familia lui domnul Dan Zarafu, pentru micuțul botezat, nășicu mare, domnul Sorin Mareș. De la micuțul, 50 de euro, să rămână, să dea Dumnezeu sănătate. De la Dan Zarafu, pentru nășicu mare, domnul Sorin Mareș, micuț Mareș, Robert, nașul mare și toată lumea prezentă. Ia-o-s-o. Și pentru tăicuțul meu, să rămână la băieții tăi și la fetele tale. Să rămână, ia. Tatăl meu e rume, ca tine am să fiu și eu, să merg ca tacul pe piatră. Pișoma, pentru domnul Sorin Mareș, nășicu mare, Răzvănică, Robert, Dan Zarafu și pentru toată lumea, 100 de lire și pentru tăicuțul meu, pentru Ștefan, șeful spăitorilor, tească copiii. Ia-o-ți, încă o strofă. Ia-o nașul. Ce spune strofa asta? Grea, originală. Ce, Doamne, să-ți fac plata? Cu ce, Doamne, să-ți fac plata? Să-l țin sănătos pe tata. Doamne,
și inima să-l ții bine pătată. Cu ce, Doamne, să-ți fac plata, să-l ții sănătos pătata. Mi-aș da pe loc mâna dreaptă să nu suferi de vreo dată. Din partea lui Dan Zarafu pentru familia lui Pișoma. Nășicu Mare, domnul Zorin Mareș, pentru Micuț Mareș, Aramis Moșu. Și din partea lui Dan Zarafu pentru băieții lui Nașu, părinții lui Nașu Mare, care domnul Zorin Mareș e frățiorul lui, spune Dan Zarafu. Te-auzi? Strofa asta, Răzvănic. Dumnezeu face minuni, am părinții cei mai buni. Se roagă mama mereu, Doamne Răzvănic al meu, să nu pățească vreună. Te-auzi? Mi-aduce mereu lumina, mi-aduce mereu lumina, e regina mea Cristina. Iauzi. M-a crescut, ea mi-a dat viață, m-a crescut și mi-a dat viață, ea mi-a dat mereu povață. Răzvănică! Mamă, mamă, roagă-te și pentru mine, of, mamă! Pentru doamna Cristina Mareș și domnul Sorin Mareș. Și pentru nașii lor, ei mari. Pentru Răzvă, pentru Lari, Raluca. Și copilașilor, să-i dea Dumnezeu fericire și toată familia. Ultima, din partea lui Tăicuțul meu de la Ștefan, pentru nașul mare, pentru părinții lui domnul Sorin Mareș, doamna Cristina Mareș, Robert, Pișoma și toată masa. Familia Zarafu, fratele lui Tăicuțul meu de la Ștefan. Da, ia-o-s. Mamă, mamă, o, mă roagă-te și pentru mine. Mamă, mamă, ține-mă brațe la tine. Of, tată, tată, nu te las toată viața. Mai bun.